Este apreciabil efortul angajaților Bibliotecii Municipale Ioan Barbu și a profesorilor de la instituțiile de învățământ din Câmpul Lung de a promova tinerele talente. Anul trecut a fost lansat primul volum din antologia Îți scriu din Câmpul Lung, iar anul acesta în Poiana Culturală a fost lansat cel de-al doilea volum. Numărul mare de elevi care au participat la acest proiect, în jur de 76, demonstrează că la Câmpul Lung se scrie și se citește. Bine ați venit! Ne bucurăm să vă avem un număr așa de mare alături de noi la această lansare de carte. O lansare de carte reprezintă un moment important, plin de emoție, o oportunitate unică pentru a te conecta cu cititorii și pentru a primi acea energie pozitivă. Astăzi nu este vorba de o simplă lansare, este vorba de un proiect de suflet inițiat de Primăria Câmpul Lung și Biblioteca Municipală, Îți scriu din Câmpul Lung, volumul al doilea, care ne demonstrează încă o dată că elevii scriu. Și avem foarte mulți elevi talentați în Câmpul Lung. De-a lungul activității noastre, în cadrul bibliotecii, ne-au trecut pragul nenumărate generații de tineri, care au devenit între timp oameni de succes. Pentru faptul că au înțeles la un moment dat că lectura și scrisul dezvoltă, te pregătește pentru viață și fac bine sufletului și chiar și psihicului. Astăzi ne demonstrați asta, voi, tineri copii talentați, prin scrierile voastre creative, unde ați adunat emoție, tradiție, copilărie, sentimente și ați reușit cumva să ne arătați că păstrați vie flacăra scrisului. Acest proiect nu putea fi dus la capăt fără implicarea financiară a administrației locale. În Poiana Culturală a fost prezent și primarul municipiului Câmpul Lung, Elena Lasconi, care i-a felicitat pe micuții scriitori. V-aș sfătui, v-aș ruga să faceți rost și de prima ediție și să le păstrați pe toate, pentru că sunt absolut sigură că mulți dintre copiii care au scris în aceste volume, Îți scriu din Câmpul Lung, o să ajungă foarte mari. Și e o onoare pentru mine să fiu aici, lângă voi. M-a impresionat foarte mult primul volum, foarte mult, până la lacrimi. Și în volumul ăsta, pe care nu l-am citit încă până la capăt, dar am răsfoit cartea, m-a impresionat faptul că o mare parte din compuneri și din poezii, că sunt și poezii, sunt despre frumusețea Câmpul Lungului și cât de bine se simt copiii la Câmpul Lung. Foarte, foarte multe sunt despre copilărie și mi se pare că avem de învățat de la voi. Cadrele didactice s-au implicat activ în realizarea acestui volum. O parte dintre acestea au fost prezente la lansarea antologiei. Aș vrea doar să le mulțumesc copiilor că ne-au deschis aceste ferestre. Aceste ferestre către imaginație, către frumos. Faptul că ei ne dăruiesc frumosul este un lucru extraordinar. Și mă bucură foarte mult că există generații care vor duce mai departe aceste frumuseți ale limbii române. Mă bucur că am șansa să vorbesc la cu asemenea întrevedere și aș vrea să subliniez că este o reală bucurie că în Câmpul Lung se conturează o comunitate foarte frumoasă, puternică, bazată pe creativitate, pe sentimente nobile, că acești copii își iubesc orașul. Am o recomandare pentru copiii Câmpul Lungului să aibă în vedere să participe la cea de-a treia antologie, la cel de-al treilea volum, care să sperăm că va apărea anul viitor. Pentru mine, în calitate de coordonator, munca a fost foarte ușoară. Doar i-am întrebat pe elevii mei, vreți să participați la un astfel de proiect? Și au spus da. La întrebarea de ce ați participat la un astfel de proiect, mi-au răspuns simplu. Pentru că iubim Câmpul Lung.
Scriitoarea Maria Chirtoacă, membra a Uniunii Scriitorilor din România, a încurajat să continue pe acest drum al creației pe elevii antologați. Aceste suflete frumoase pe care le-am întâlnit în paginile cărții m-au învățat că încă avem speranță și mi-am demonstrat că încă viitorul țării noastre nu s-a prăpădit. Ei sunt viitorul și datorită lor trăim și noi și prin ei ne bucurăm de această lume, de acest oraș, de familiile noastre. Am remarcat foarte multe teme. Într-adevăr, una din temele importante este orașul și m-am bucurat că iubesc încă acest oraș copiii noștri. Coperta cărții Îți scriu din câmpul lung, atât la primul volum cât și la cel de-al doilea, a fost gândită și realizată de eleva Maria Cleopatra Dogaru. Am realizat această copertă printr-o tehnică mixtă, folosind scrisori pierdute și alte scrieri, dându-le puțină culoare. Ochii portretului oglindesc realitatea, deși cu toții știm că limpede vedem decât pe inima. La final, toți autorii antologați au primit în dar câte o carte și promisiunea că proiectul va continua și anul viitor.